orașul plin de viață, dacă în urmă cu 10 ani singurul eveniment în care locuitorii orașului aveau parte de distracție în ultimii ani, acest lucru s-a schimbat radical. Cel mai bogat an în evenimente este chiar 2017. Nu există lună în care să nu se întâmple ceva în Făgăraș, din punct de vedere cultural și artistic. În premieră mâine se dă startul festivalului Summerfest și seria evenimentelor continuă. În data de 15 iulie, în cetatea Făgăraș, va fi Patrula Airsoft România. După aceea, în data de 22 iulie, Proud to be Romania va realiza un eveniment la cetatea Făgăraș cu muzică medievală, concert, expoziții de pictură. Iar în perioada 28-30 iulie, după cum bine știți, va fi Festivalul Murmur în cetatea Făgăraș. O lună iulie plină de distracție. Practic, evenimentele din luna iulie sunt doar o introducere la ceea ce va urma în august. Este vorba de manifestarea anului Zilele Cetății Făgărașului, care se anunță a fi cea mai elaborată ediție de până acum.